Yeah, yeah. Cele mai penibile versuri ale unei piese sunt? Oh, da. Băi, hai să mergem la Oldies but Goldies. Suzana, mi-ai furat banana, nu? Suzana, mi-ai furat banana, Roxana și Suzana, nu mă mai joc, ceva de genul. Și atunci când sunt în tine, tot la mine te gândești. Am auzit-o pe radio și m-a dat complet peste cap. În trending, acum ceva vreme, exista o piesă care se numea ceva cu cârpă de femeie sau ceva de genul. Deci nu, nu se poate așa ceva, alea au întrecut orice limită. Faci vreun lucru care e catalogat ca fiind de modă veche? Eu sunt the motherfucking old school, se face mișto de mine la The Full. La mine totul e old school, eu sunt singura care scrie textele pe hârtie și vin cu hârtiuțe frumos. Oh, da, foarte multe chestii. Beau încă șpriț cu sifon, încă fac grătar cu ceafă de porc și mici în curte la mine. Chestii de genul ăsta, da, da, da. Sunt eu mai de modă veche, cu totul. Da, ascult multă muzică veche. Dacă mâine te-ai putea trezi având corpul al cuiva, pe cine ai alege? Mă simt foarte bine în corpul meu, dar aș vrea să fiu o zi Mădălina Ghenea. Dar n-aș ieși din casă, aș sta eu singurică. Da. Putin. Doar corpul sau sunt direct personaj? A, doar corpul. Pe al meu. Îl vreau pe al meu. În corpul miei. Să fiu fără griji, fără probleme, fără... Și să am și mare has, asta e. Yeah, yeah.